Ne așezăm în sos de pește. Da, așa, adică. Hai, da, ok. Să vedeți, o să facem în așa fel. Hai. Să ne înregistrez, o să spunem. Sunteți bucuroși că mergeți în excursii, da? Da. Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Hai să facem un excurs și aplaudăm așa frumos. Da? Are bucurie mare, mi-a făcut, am mers trecut postul la oră ca să ajung la părinția. Da, îmi bucură mă. Uite așa, să vă duceți să ascultați de... Ați reușit să aduceți o mare bucurie pentru 39 de copii care adineaori au urcat în tren și merg la mare. Suntem în gara din Onești, asta ne-am dorit, deși pare un lucru obișnuit pentru unii copii care n-au mers niciodată cu trenul, este un lucru fascinant și au urcat acum în tren, vor călători câteva ore bune. La întoarcere vreau să spun că îi aducem cu autocarul, că știm că o să se obișnuiască, poate o să se sature cu trenul, dar este o bucurie pentru ei. Este un grup însoțit, este majoritatea sunt copii orfani, sunt și copii care nu au fost niciodată la mare. Acest lucru îl datorez dumneavoastră, celor care m-ați ajutat, iată pe rețeaua de Facebook, dumneavoastră, televiziunea și alte persoane care au făcut să punem cu toții câte 600 de lei, înmulțiți cu 44 de persoane și vedeți ce sumă am putut aduna în 2 săptămâni. Ați reușit să aduceți o mare bucurie în sufletele lor, atâta nerăbdare era aici, atât freamăt, înainte să ajungă trenul, parcă nu mai trecea timpul. Eu am început slujba puțin mai devreme astăzi, tocmai pentru ca să fiu împreună cu ei și am prins și eu câteva crâmpei așa din îmbrățișarea lor. Reprezint aici pe arhiepiscopul nostru Ioachim, preoții protopopiatului Onești, pe dumneavoastră și am vrut să plece cu o rugăciune și cu o binecuvântare.